Din nou la Craiova pentru repriza a doua partidei dintre SCM Craiova și Kastamonu Municipal din Turcia. Un gol pentru turcoaice la pauză, 10-9. Craiova a condus cu 8-6. Apoi au fost 7-8 minute în care echipa noastră n-a mai reușit să înscrie. Au revenit sportivele din Turcia. A fost o dublă paradă pentru Flori Stanciu la un moment dat. Se puteau duce adversarele la 11-8. N-a fost să fie și acum șansa Craiovei să egaleze la primul atac. Zamfir pentru Pricopi, pasă grea din nou pentru Nicoliș. Pricopi la Zamfir, a Pipiețicu, Cristina Zamfir, vrea să pună mingea la pivot, s-a apărat bine și Nișina, dar a intrat în semicer, 9 metri pentru Craiova. Pricopi, a Pipie, Zamfir la 9 metri pentru echipa noastră, este linia de 9 metri care s-a și început partida. Pricopi nu are culoar să arunce la poartă, Elisei. Zamfir Florianu aruncă și o învinge pe Rombescu. În sfârșit egalează Craiova 10-10. Vă reamintesc că manșatura a fost 23-22 pentru echipa noastră. Orice rezultat de egalitate duce Craiova mai departe în finală. Orice înfrângere, dar la un gol diferență până la 23-22 pentru turcoaice duce Craiova în finală. La 23-22, dacă ar fi să fie pentru turcoaice, ceea ce nu ne-am dorit, se merge direct la 7 metri. Orice victorie la mai mult de un gol normal, Kastamonu, înseamnă calificarea asiaticilor, dar nu se va întâmpla așa ceva. Marici pentru Șinișina, blocată de Zamfir, care are o eliminare din prima repriză, 9 metri. Iskenderoglu în centru, în Inter dreapta, Marici cu 3 goluri în prima repriză, iar în Inter stânga, Rusoica, Șinișina. Uscova în extrema dreaptă, de pe stânga a venit Coțina. Marici, foarte bine a ieșit Trifunovic din dispozitiv aplaudată de colegele sale de la bancă. În prepasiv a intrat Kastamonu pentru prima oară în această partidă. S-a dat amenințare de prepasiv. Este din nou Trifunovic la Iskenderoglu. Trei metri cere Serici, aruncă și Nișina și un șpagat câștigător din partea lui Flori Stanciu, care poate să fie o mutare câștigătoare pentru Craiova la poartă. Atât Flori Stanciu se reîncarcă cu aplauzele suporterilor. Spuneam, sunt peste 4500 de olteni la această partidă istorică pentru clubul din Craiova. Zamfir, a Pipiețicu. Pricopi ajută Clicovaț, pleacă pe fals în circulație, este așteptată și Elisei, vine și ea la susținere. Pricopi, Nicolici, Pricopi, a Pipie, pătrutre de două adversare și nu se dă apărare semicerc, 7 metri, se dă 9 metri. La partidă este și președintele Clubului Sportiv Universitatea Craiova, domnul Marcel Popescu, chiar în fața noastră, spuneam, de la ora 20:45. E noul stadion Ion Oblemenco Belvenco din Craiova. Partea între Craiova și Iași în play-off-ul ligii întâi. Oh, pe lângă poartă, din păcate, Zamfir. Iskenderoglu duce bine mingea pe faza a doua, pasă grea la Serici, a plecat noi pe contraatac. Nicolici prinde mingea, Nicolici liberă, Nicolici. Oh, ce ratare uluitor! A doua ratare pe contraatac în această partidă pentru Nicolici, care de obicei execută portarul în astfel de situații. În fața sa este românca Anca Rombescu, iată, cu un ochi stemtriști, cu un ochi nebucuros, să spunem, pentru Rombescu. Să fie ea cea mai bună jucătoare de la Kastamonu, dar să se califice Craiova în această partidă. Iskenderoglu și Nișina. Marici, foarte multe ratări în continuare, Craiova. Aidin pasă la pivot între două adversare. Să vedem ce mai dau arbitrii kosovari, care discută la cască ca să iau o decizie comună. În 7 metri pentru Kastamonu. Intră Dumanska în poarta noastră, care a început titulară partida. A mai deviat odată o minge la 7 metri, dar nu unde a ajuns de mult ca să iasă de pe spațiul porții. Poate acum are șansă Iulia. Față în față din nou cu Iskenderoglu.
Are de această dată Iulia Dumanska. Trebuia să vină și acest moment în partidă. Câtă siguranță să mai aibă și Skenderoglu de la 7 metri. Vedeți ce frumos a scos Iulia Dumanska. Cu adevărat a citit-o pe adversară. N-a fost o întâmplare că Iulia a scos această minge și ne ține în joc la 10-10. Goluri foarte puține în această partidă. Numai 20 și au trecut 35 de minute. Zamfir, Pricopi, Apipie, din nou Pricopi, nu prea mai avem curaj să aruncăm de la semidistanță, trebuie să mai riscăm. Apipie își forțează norocul și scoate apărare semicerc în sfârșit, în 7 metri pentru echipa noastră. Vă amintesc, mâine la ora 18, MES CSM București, returul sferturilor de finală din Champions League, Manșa Tur a câștigat Bucureștiul la 13 goluri. Mai devreme, tot mâine, la 15:30, Digi Sport 2. Primul meci din play-off-ul ligii masculine la handbal. Steaua Minaur Baia Mare. Luni avem un alt meci din prima etapă a play-off-ului. Dinamo Dobrogea Sud, ora 20, Digi Sport 2. Apipiețicul la 7 metri, față-față cu Rombescu. Gol de această dată pentru Apipiețicul. Și în sfârșit Craiova revine la conducere pe tabelă după mai mult de 15 minute de chin. 11-10. A mai condus Craiova în prima repriză cu 8-6. Poate va fi un record iarăși de goluri puține în partidă, cum s-a mai întâmplat în meciul cu Brest când a fost 16-15. Recuperează Trifunovici. Nu este lăsată să dea drumul la contraatac. Însă arbitrii n-au considerat că a fost o infracțiune foarte evidentă. În fine, savura și noastră atmosfera unică din polivalenta Craiovei. Vă dați seama ce o să fie și la Râmnicu Vâlcea din sezonul viitor, când HM Râmnicu Vâlcea va juca în cupa EHF. Scapă mingea, din păcate, a Pipiețicu. Una caldă, una rece. Nu legăm și noi două faze. Blocată Skenderoglu de către Clicovaț. 9 metri. Pasă cu mâna stângă. Ah, cât paci să scoată această minge Stanciu, dar n-a mai avut șansă din palma sa. Minge a intrat în poartă. Aruncarea Rusoicei și Nișina. 11-11. Clicovaț. Pricopi, vine Zamfir, dar nu se mai înalță. Din nou Pricopi pentru Nicolici. Pricopi, schimbarea din direcție, extraordinar, stânga-dreapta și s-a dat 7 metri. A fost căzută, dar din fault, și este 7 metri pentru echipa noastră. Publicul nu înțelege decizia, dar au văzut mai bine kosovarii, să vedem și noi la reluare. Da, ați văzut piciorul drept al lui Pricopi, era pe semicer, dar din fault. Decizii bune ale arbitrilor kosovari. Apipiețicu, cea mai sigură mână a Craiovei, iată, la punctul fatidic, aruncă din prima în vincul, extraordinară reușita sa. Câtă tărie de caracter a avut tânăra Pipiețicu, la 25 de ani, a catapultat mingea sub bară. Vedeți reluarea, a dezechilibrat-o și pe Nenezici. 12-11. Și Nicina. Marici, Skenderoglu, Coțina în extremă, tot încearcă să vină la încrucișare. A făcut acum acest lucru, Coțina pentru Marici, Skenderoglu și Nișina, ușor imobilă Rusoica. Skenderoglu nu are aruncare de la distanță. Să vedem dacă se intră și în prepasiv. Aruncă în bară până la urmă. Se ridică până încă o dată. Extraordinar! Flori Stanciu, care are 7 parade până acum. I-a intrat în minutul 20 în poarta Craiovei. A scos 4 mingi incredibile până acum din cele 7. Situație de singură cu adversara. Mă aducem aminte acea dublă paradă din prima repriză, când a ținut tabela la 10-8 pentru turcoaice.
Minutul 39. Cinișina. Coțina. Marici. Skenderoglu. Din nou Marici. Angajează pivotul venit din extremă. Este vorba de bielorusa Coțina. Merge bine apărarea. Au început să strângă mai bine ravencele. Închid culoarele. Nici nu mai intră în semicercă cu adversarele. Hei, hei, ai știința. Vechea denumire a clubului craiovean. Că s-a numit știința, că s-a numit Universitatea sau CSU acum Craiova sau SCM Craiova acum este cupa de handbal. Toată Craiova este normală cu sufletul alături de sportul local și acum de handbaliste care au o mare șansă să joace o finală de cupă europeană. Împins acolo Coțina și un gol înscris din nou de această Marici. Un handbalistă venit în iarnă de la Zagrebie Lublin. Are o aruncare foarte bună, nu-și armează prea mult brațul, are explozie și nu prea îți dai seama când aruncă la poartă. 12-12, minutul 40. Pricopi. Apipețicu, Zamfir Floriano. Zamfir intră la contact, joacă pentru Pricopi. Elisei își ajută colegile din extremă. Zamfir. Nicolici. Țicu. Nu atacă în poartă, o să intrăm în prepasiv. Zamfir, tamponată pe braț, nu s-a dat nimic, ia-o pe Uzgova unde este, tamponată, da, repede de Elisei, a căzut Alis peste ea. E incredibil ce viteză de reacție are această Uzgova. Da, eliminarea la Elisei. Vedem reluare, da, de așteptat această decizie normal. Nu se grăbesc arbitrii din Kosovo să dea decizii foarte grave, să spunem. Foarte importante, tot timpul discută în microfon. Încă o eliminare împotriva Craiovei. Skenderoglu a spus ceva rusoaicii și Nișina în inter stânga. S-a dat drumul la joc, minutul 41. Marici. Skenderoglu joacă foarte aproape și... Da, e fault în atac. Dacă Flure și arbitrii mai repede ne mai trec emoțiile, dar... Sunt foarte calmi acești arbitri. Bine că au văzut ce trebuie pe teren. 12-12. Goluri extrem de puține. Cine a jucat la pariuri goluri multe la această întâlnire deja poate să arunce biletul. Apipiețicu pentru Zamfir. Pricopi. Apipie. Zamfir Floriano. Mâini în gât și a luat aici Pricopi, împinsă de Cinicina. 9 metri pentru Craiova. Un joc ușor încâlcit la pozițional. Dar și trupaicele sunt destul de dure pe apărare. A intrat în extrema stângă Șelaru pentru Craiova. Normal, pentru este eliminată Elisei. A scos pivotul Bogdan Burcea. Acum Șelaru este pe postul pivotului. Aruncă cu pământul extraordinar din nou Cristina Zamfir Floriano, care trebuie să aibă mai mult încredere în potențialul său, să arunce mai des la poartă. 13-12 cu tot efortul lui Rombescu. Elez faultată de Nicoleta Tudor. Skenderoglu vine pe culoar și înscrie logic aici Marici. Au păcălit în zona 2, au strâns spre centru din cauza lui Skenderoglu și a rămas liberă Marici.
bună tactica antrenorului Hakan Gunal la acest pozițional la superioritate. Se joacă acum 7 contra 7, minutul 43, 13-13. Se oprește jocul, a alunecat la un moment dat Coțina. Se cere ștergerea suprafeței de joc. Vă reamintesc, în cealaltă semifinală Viborg întâlnește pe Vipers Kristianstad din Norvegia. În tur a fost 34-31 pentru daneze. Vipers a învins pe Viborg, iată, la 6 goluri și Vipers s-a calificat în finală, iată. Craiova este așteptată în finală de norvegencile de la Vipers Kristianstad, acolo unde evoluează surorile Lunde. Din nou Maric în interdreapta. Elez în centru a făcut schimb de locuri cu Iskenderoglu. Elez, Maric, Iskenderoglu nu are nici pătrundere, a jucat în stânga pentru Coțina. Maric pentru Coțina, au făcut 1-2 cele două handbaliste. Nu au fost atente jucătoarele noastre în zona centrală, 7 metri pentru Castamonu. Uscova la 7 metri față în față cu Dumanska, aruncă din prima Rusoica. Cred că o face Izabele Gulden uneori pentru CSM. Și a fructificat Rusoica. Pe Izabele Gulden o veți vedea mâine alături de colegii săi de la CSM. La ora 18, Digisport 1, returul din Liga Campionilor, sferturile de finală cu MES. Final Four UG Campion va fi în weekendul 12-13 mai în direct pe Digisport de la Budapesta. Pricopi. Oh, a aruncat peste, dar tampon pe braț la Andreea Pricopi. A fost faultată de Serici. 9 metri. Pricopi. A pipiețit cu Zanfir, linia de 9 metri care n-a obișnuit Bogdan Burcea. Păcat că Vizitiu nu a aruncat la poartă în prima repriză, că n-a jucat și ea. Ce pasă bună la Clicovaț, care era prin semicerc cu apărătoarea, dar arbitru a considerat că jucătoarea noastră a împins-o pe adversară în 6 metri. Se supără și suporterii olteni, care sunt și ei la limita înțelegerii cu aceste decizii. A pipiețicu Nicolici, Zanfir, Pricopi, maultată Zanfir de către Coțina. Pătrunde superbă, aruncă colțul lung, a pipiețicu. Mai 9 metri la această fază, faultată a Pipițicu. Vedem reluarea. Aici trebuie să trească, dea 7 metri, a zis, pentru Craiova, împinsă pe pătrundere Pipițicu. Asta a văzut și Bogdan Burcea de la margine. I-a reproșat observatorului grec. Dar deciziile sunt acei doi arbitri. Suntem la jumătatea reprizei secunde. Un gol pentru Castamonu în returul semifinalei de Cupa EHF. În tur a învins Craiova 23-22. Zanfir. Faultată Zanfir. Pricopi. În prepasiv Craiova. Pricopi. A fi pieții cu greu dacă nu avem jucătoare de mână stângă acolo. Oh! Agățată a pipiețicu aici, a dat senzația că a pierdut mingea, dar din faul s-a întâmplat acest lucru.
la Ana Maria Pipi, iată, împinsă, ați văzut, de Elez. 9 metri, să vedem dacă va arunca Zamfir sau este altă schemă, este pentru Zamfir, peste poartă, faultată Cristina Zamfir și eliminare la această fază, tampon. Foarte siguri pe decizie, ați văzut arbitrii kosovari. Bine că n-au văzut și reluarea la această fază. Moment prielnic pentru SCM Craiova în această semifinală. Are superioritate echipa noastră, Zamfir. Pentru Nicolici. Apără Rubescu și s-a dat apărare. Semicerc la Iskenderoglu. Două decizii bune pentru echipa noastră. A doua care a fost logică. Și în semicerc Iskenderoglu și cu mâine pe adversar. Discută antrenorul său cu coordonatoarea Iskenderoglu. A intrat Montenegran ca Nenezic în poarta cu Castamonu. Oh, ce ratare a Pipiețicu. A vrut și ea să arunce din prima, să o păcălească pe Nenezic. N-a fost să fie. Da, multă presiune, multe emoții la jucătoarele Craiovei. Cam așa se întâmplă. Sunt cu două tăișuri aceste partide în fața propriilor suporteri. Sala arhiplină. Marici, Iskenderoglu. Și Nișina din nou pe teren, blocată repede de Trifunović. 9 metri Castamonu, minutul 47. N-are voie Castamonu să se ducă la mai mult de un gol diferență și să nu scrie. Ia peste 22 de puncte. Trifunović, omul care taie atacul adversarilor, un prepasiv Castamonu. Și Nicina. Extraordinar Iskenderoglu, aruncă și el la poartă, dacă mă face, trimite mingea uluitor sub transversală. A surprins-o aici normal pe Stanciu. Este a doua aruncare la poartă pentru Iskenderoglu în această partidă, ce sigur a fost. Noi jucăm cu extrema la superioritate. În sfârșit gol Valentin Ardean Elisei. Și rămânem la minus 1 față de Castamonu. Minutul 48. O partidă extrem de grea pentru Craiova pe teren propriu. Se știa că se va întâmpla acest lucru, deoarece Castamonu, spuneam, a jucat foarte bine și în deplasare în această competiție. V-am spus pe cine a învins, pe Bera Bera, pe Gdynia și pe Vibor, jucând în deplasare. Și la Zalău a făcut un meci bun, a pierdut la un singur gol. La Biasen a pierdut numai la două goluri. Era culmea să intre și această minge de pe extremă pentru Uscova. Șansa trebuie să mai fie și de partea oltencelor. Tricopi. Zamfir. Nicolici. Zamfir pentru Apipie. Nu ne merge jocul, din păcate, la pozițional. În apărare a fost cât de cât ok, normal, când nu primește decât 15 goluri în 48 de minute și simte normal din nou Bogdan Burge acest lucru și cere time-out. Discută în primul rând cu Cristina Zamfir. Position. Haide! Haide!
Dădășe, Chiche, Len Cross and Kotegen Golden. And Jana, if they stay here, okay, Chiche here, Ciampini, Hazard. Vă reamintesc, se știe, prima finalistă în Cupa EHF, Vipers, Kristianstad din Norvegia, a învins pe Viborg 29-23, la 6 goluri în tur. Au fost 3 goluri pentru Viborg și norvegencele așteaptă câștigătoarea din această partidă, care sperăm va fi echipa noastră. SCM Craiova, încă 11 minute, Apipiețicu. Copiii, Apipiețicu, Zamfir. Copii. Foarte bine Apipiețicu, pe colțul scurt, superbă faza. În sfârșit a schimbat ceva din tactică aici Ana Maria și l-a păcălit pe Turcu aici. N-a mai jucat clasic, să înghesuim jocul pe centru. S-a dus ea adevărat cât de cât riscant pe mâna dreaptă spre exterior, dar a învins-o pe Rombescu. 15-15 Craiova Castamonu, încă 10 minute din partidă, la orice rezultat de egalitate. Craiova va juca finala cu Vipers Kristianstad. Marici. Iskenderoglu, pasă în extremă. A rămas liberă la această fază, Lez. Au înscris cam lejer turcoaicele. Contează să o facem și noi la următorul pozițional. Apipie, Clicovaț, Zamfir se înalță și ea, nu se înalță, Apipie aruncă din fault, 9 metri. Trebuie să-și recapete repede Cristina Zamfir încrederea în brațul său drept și să o mai pună la treabă pe Anca Rombescu, în sensul că se scoate și ea mingile din poartă. Avem nevoie de golurile lui Zamfir, așteaptă și fanii Craiovei. Cei din peluza sud, obișnuiți mai mult cu fotbalul, dar spuneam, astăzi toată Craiova este handbalistică, deoarece echipa SCM-ului poate să joace o finală pentru prima oară în istoria clubului. Multă lume în alb și albastru aici la sala polivalentă. Copii. Țicu pentru Nicolici. Aruncat Pricopi, dar pe portar, a strâns la timp picioare Rombescu, s-a așteptat la acest procedeu. O cunoaște normal pe Andreea Pricopi. Rămâne un gol pentru Castamonu, minutul 52. Marici, Iskenderoglu și Elez în interstânga. Iată, cu numai 12 jucătoare, Castamonu pune probleme Craiovei în returul semifinalei de Cupa EHF. Iskenderoglu, pasă cu mâna stângă, a fost ținută Trifunović, a fost ținută Trifunović la această fază, probabil a împins și ea, au văzut arbitrii, dar jucătoarea noastră a fost ținută cu mâna stângă, mai contează. 9 metri Castamonu, Marici, în bară și recuperăm. E bine că n-am luat gol. Trifunović, pentru Apipiețicu, Zamfir. Iese la schimbare Trifunović, intre din nou Pricopi. Mai mult curaj la pozițional, să aruncăm și noi la poartă. 8 minute din semifinală. Pricopi, Apipiețicu, Zamfir, Florianu, pasă grea pentru Elisei, care pătrund acolo pe al doilea pas și n-avea cum să arunce mai bine, din păcate. A vrut să dea pe scurt sub bară și a apărat Rombescu. O partidă care are dramatismul său, adevărat, în special datorită sau din cauza Craiovei, depinde cum privești, pentru că arată foarte mult echipa noastră. Marici, Elez, a intrat și Tudor în apărare, șicanează pe Elez,
9 metri Castamonu, 7 minute din partidă. Elez, apără extraordinar Stanciu, care închide poarta, iarăși în situație de 1-1, Trifunović, ce ratare, Trifunović, n-are voie să facă așa ceva. Incredibil ce ratări avem în această întâlnire. Rămâne un gol pentru Castamonu. Trebuie să ne mai scoată odată Flori Stanciu. Uluitor. Am ratat nepermis la acest nivel. Vă aduceți aminte și contraatacul lui Nicolić. Acum iată și Trifunović. Bine, ea poate să aibă scuze că nu prea joacă mult pe atac. Mingea a venit și în piciorul Nicoletei Tudor, dar se deduse faul și timeout cerut de Hakan Gunal. De la 20-45 CSU Craiova, CS Poliaș în play-off-ul Ligii 1 la fotbal pe Digi Sport 2. Digi Sport 1 la 19-45, Steaua Rapid, derby din Liga 4. A început să înscrie Castamonu mai ușor de la pozițional. A făcut o elez de pe picioare. Iată, turcoaicele au curaj să arunce, au tupeu să o facă de la semidistanță. Noi nu. Mai s-a făcut diferența până acum. Mai sunt 5 minute și jumătate. Aceste minute cât tot sezonul european pentru Craiova. Nu are voie echipa noastră să rateze aceste momente care trebuie să profite. Clicovaț. Țicu. Apipie. Hai Cristina, aruncă la poartă, a fost blocată de Uscova. Protestează antrenorul Hakan Gunal. A drumul la joc, Pricopi. Faultată, da, 9 metri. Țicu. Pricopi, Zamfir, Clicovaț, iese și ea de pe 6 metri ca să-și ajute colegele. Țicu pentru Pricopi, plimbă mingea, dar fără de folos. Trebuie să creăm o breșă în apărarea adversă, da, nu scoate în 7 metri. Cere schimbare Bogdan Burcea la Clicovaț și a intrat Șelaru pe postul de pivot. Putea să pătrundă, nu, putea să pătrundă cu aruncare Țicu la această fază, a dat mingea în extremis lui Nicolić, normal, și Sârboaica n-a putut să fructifice. Multe decizii, din păcate, eronate la pasa decisivă. 4 minute, 2 goluri Castamonu. Nu are voie Craiova să primească gol la această fază. Elez. Iskenderoglu. Marici.
Elez din nou în centru, liber Skenderoglu, pex, extraordinar n-au păcălit la această fază. No, s-a dat faul, da, la plecarea extremei care a trântit-o pe Nicolic, au văzut bine arbitrii kosovari. A fost fault, bine că au văzut arbitrii, iată momentul, împinsă, vedeți Nicolic, o decizie bună pentru Craiova. Și acum trebuie să înscrie SCM Craiova. Publicul este fantastic, s-au ridicat 4500 de fani în tribune. Trebuie să o facem și noi ca să vedem ce se întâmplă pe teren. Faultată Șelaru. Zamfir. A Pipiețicu și a blocat de către Aidin în zona 2. Se oprește cronometrul, era nevoie de așa ceva, dar noi trebuie să înscriem gol. Un joc chinuitor și chinuit pentru Craiova, din păcate, la pozițional. Apărarea a mers ok. Stanciu și-a făcut treaba. Dar pe atac, din păcate, colegele sale au rămas datoare. Țicu. Copii, Zamfir, Țicu, cine aruncă la poartă, blocată din nou a pupit Țicu de către Aidin. Șelaru, Zamfir. Nu mai are curaj Cristina să arunce și o face până la urmă Nicolic. În sfârșit înscrie de pe extremă. Un gol Castamonu, 17-16, mai sunt 2 minute și 20 de secunde. Acum să avem și noi noroc să nu luăm gol. Publicul, bineînțeles, își face treaba și pune presiune pe Turcoaice. Skenderoglu în centru, Marici în dreapta, Elez în stânga, o linie de 9 metri care ne-a pus ceva probleme în această partidă, dar probleme le-am pus singuri, din păcate, la atacul pozițional. Elez, Marici, este Trifunovic, să nu ne luăm eliminare în acest moment. Da? Asta trebuie să nu se întâmple. În rest, totul este ok. 90 de secunde, Elez. Oh. Marici, blochează Trifunovic, foarte bine, pasă de contraatac, Clicova liberă, Clicova! Gol! Craiova! În sfârșit egalează Craiova în minutul 59 și time-out de la margine. Nu se mai aude om cu persoană în polivalenta Craiovei. Ultimul time-out pentru Hakan Gyunal. La această fază, Clicovaț poate să fi semnat calificarea Craiovei în finală. La orice scor de egalitate, Craiova merge în finală. Chiar și la o victorie și la o înfrângere cu un gol, dar să nu marcheze ele 22. Nu mai au cum să marcheze atâta golul normal, pentru că mai avem aproximativ un minut din partidă. Aproape calificată Craiova în finală, acolo unde o așteaptă Vipers din Norvegia. A fost un meci cu adevărat chinuitor pentru fanii Craiovei, pentru fanii handball-ului din România, dar în special normal pentru jucătoarele Craiovei, cărora a fost foarte teamă să nu rateze prea mult atacul pozițional. Din acest motiv poate nici nu au mai riscat, dar nu contează ce a fost până acum. Mai sunt 80 de secunde. Skenderoglu, Marici, Elez. Mari, să avem grijă la linia lor de 9 metri. Skenderoglu pasă la pivot, a strâns bine, Nicolic liberă, Costina pe lângă poartă! 7 metri! Oh, să nu fie cu eliminare, nu, este numai 7 metri pentru Castamonu.
A avertizat și Bogdan Burcea, care suferă și el la marginea terenului. Iată, ați văzut acțiunea turcoaicelor. Cartonaș și galben pentru Bogdan Burcea la marginea terenului. Chiar nu mai contează, intră acum Dumasca în poarta noastră. Dacă scoate această minge la 7 metri, rezolvă Iulia mai repede cu 62 de secunde această partidă, dacă nu vom mai suferi! Cât pe aici se scoate, dar n-a fost să fie. Uscova are valoare. A aruncat ea din prima în colț și a fructificat. Trebuie să ducem un atac lung la limita pasivului. Asta spune tactica. Să vedem ce vom reuși. Trebuie să intrăm și la contact cu adversarele ca să scoatem 9 metri, să nu ne bage prea repede pasiv, să atacăm mai aproape de adversare, dar să nu pierdem mingea. Asta face Zamfir, bravo ei! 9 metri, e bine, încă 30 de secunde, se oprește cronometru, se șterge suprafața de joc. 30 de secunde pentru o finală europeană. Iese Aydin la intercepție. Zamfir. Foarte bine Zamfir, nu i s-a mai dat nimic. Elisei, e bine că faultează Aydin, bravo ei. Și time-out cerut și de Bogdan Burcea acum. Că mai sunt 22 de secunde. Poate vom avea o schemă câștigătoare în sfârșit. La cât s-a suferit în atacul pozițional. Glumim puțin, poate s-au păstrat golurile pentru finala cu Vipers Kristianstad, dar mai avem puțin. Vă spuneam la începutul transmisiunii, nu prea ai cum să pierzi cu asemenea suporteri cum se cei ai Craiovei. 4500 de suporteri și alte câteva mii care sunt afară, care văd meciurile pe video. Așteaptă calificarea în finală. 15 secunde, Pricopi aruncă din fault, 9 metri, e bine, timpul curge pentru Craiova. Nu s-a mai oprit cronometrul, e bine, am imitat în prepasiv. Pricopi aruncă și scrie, este golul calificării! 18-18, s-a terminat partida! Calificare pentru Craiova în finala Cupei EHF după o partidă uluitoare! Cât de mult a crescut, vedeți, sportul de echipă și în Turcia. Handbalul de această dată s-a investit și în acest sport. Sunt foarte multe jucătoare străine. Nu este o întâmplare calificarea lui Castamonu Municipal în semifinalele Cupei EHF. Vă spuneam ce echipe a reușit să scoată pe durata acestei competiții, dar normal Craiova a fost mai bună. A înscris până la urmă și Pricopi și vedeți dezlănțuirea victorii. Dumitru Berbece, antrenorul secund al craiovencelor, se bucura și el alături de jucătoarele sale. O partidă de neuitat, așa cum ne-a oferit Craiova în acest sezon de Cupă EHF. Craiova se califică în finala Cupă EHF, care va fi pe Digisport. Manșa tur în weekendul 5-6 mai, manșa retur în 12-13. Poate vom avea încă o finală și Liga Campionilor cu CSM București. Ar fi fantastic pentru handbalul feminin la nivelul echipelor de club, pentru că la echipa națională s-a jucat mult mai slab. Ați văzut ce s-a întâmplat cu Cehia. Să avem două echipe în finală, CSM în Liga Campionilor și SCM Craiova, iată, în finala Cupei EHF. Veți avea reacții de la sala polivalentă din Craiova în câteva momente la fotbal club pe Digisport. Nu uitați, la 20:45 tot la Craiova avem CSU Craiova cu CSU Poliași în
Liga 1 la fotbal la 19:45, Steaua Rapid în Liga 4 pe Digi Sport 1, dar este un derby cu aproximativ 40.000 de suporteri. Iată, două branduri din sport urmesc, încearcă să renască. Craiova trăiește în handbalul mare prin SCM Craiova. L-a luat-o în brațe Bogdan Burcea pe Valentin Ardeane Lisei, care a trăit atâtea momente fantastice în cariera sa. Bogdan Burcea este super fericit în mijlocul terenului. Își ia în brațe toate handbalistele, cum spunea și Emeric Enei. Chiar dacă ești tu antrenor mare, dacă nu ai jucători de valoare, tu degeaba ești un bun tehnician. Asta i s-a întâmplat de atât în carieră și lui Bogdan Burcea, un antrenor valoros care are jucătoare foarte bune și s-au calificat împreună în finala Cupei EHF, sărbătoare mare în Craiova. Cu siguranță veți vedea la Digi Sport ce se întâmplă. Iată acum pe Flori Stanciu, care acum își salută suporterii. Sunt Costi Pino, vă mulțumesc de aici, de la Craiova. Rămâneți pe Digi Sport, la revedere! Tensiune mare, se vede că ambele echipe nu prea sunt obișnuite cu astfel de presiune. Handball mai puțin, dar acum nu discutăm despre asta. A fost un meci modest, dar să reținem performanța. Și eu performanță foarte bună. Mă bucur pentru Craiova, pentru că merită. O văd și acum pe Flori Stanciu, care mă bucur pentru ea. Am și o mică contribuție. Atunci când am fost selecționer, am selecționat, era uitată pe undeva prin Islanda. De islandeză, Radu, da? Să spunem o dată, este cetățean islandez. Cred că e cu cetățenie dublă, cred. Ea este înscrisă, licența de handbal o are în Islanda, deci este înscrisă... Da. Lângă ea, pe site-ul Federației Europene Handbal, este steagul Islandei, lângă Flori Stanciu. Bun, dar ceea ce e interesant, da, ce ai spus și tu, și faptul că totuși, spre deosebire de CSM-ul, de acolo este alt proiect, ăla e proiect galactic, să spunem, la nivelul handbal. Aici sunt foarte multe jucătoare din România, jucătoare românce, mai tinere, mai experimentate. Ai perfectă dreptate și sunt adeptul acestei idei. Este foarte bine și mă bucur enorm și pentru Burcea și pentru suporterii ăștia minunat. Se pare că prezența acestor spectatori i-a derajat inclusiv pe echipa noastră. Pe turcoaice cu siguranță n-au văzut ele așa ceva, dar să reținem totuși performanța și este o performanță foarte bună. Din punctul meu de vedere, este performanța numărul 1 a handbalului feminin. Peste cea a CSM-ului? Din punctul meu de vedere, da, pentru că câteva secunde înainte spuneai ceva de românce și eu sunt oarecum naționalist, chiar dacă sunt vreo câteva jucătoare din altă țară, dar marea majoritate sunt românce și mă bucur pentru ele. Da, sunt, cred că, trei jucătoare. Sunt două din Serbia, una din Muntenegru și, bine, Stanciu, care... Da, Nicolici, Trifunovici, încă una, da. E foarte, dar marea majoritate... Da, și Zelice. Da, așa e, asta, și asta e important, că e un proiect al comunității. Aici poți să înțelegi foarte bine, sportul de genul acesta, poți să înțelegi că se implică, nu comunitatea, cum se implică și în Franța, nu, Radu, foarte, foarte mult la nivelul handbalului. Sigur, la fotbal e altceva, la fotbal vorbim de un spațiu super profesionist și profesionalizat, dar aici e foarte bine că e o comunitate care se implică și care susține și, după părerea ta, ar trebui această echipă și până la finală, din punere handbalistic, ce poate aduna, dar din sezonul viitor să treacă la alt nivel? Nu știu, și acum în timp ce tu vorbeai, mi-aduc aminte că acum vreo 3 săptămâni mi-au părut niște zvonuri, așa, că e la mod acum, pe surse. Cum că municipalitatea n-ar mai susține pentru anul următor această echipă. Și am zis, nu se poate, numai în România se poate, când o echipă joacă o semifinală de Cupe Europene EHF, cum poate să lanseze asemenea zvonuri, care probabil nu sunt adevărate, ori fi adevărată, dar cum fără foc nu prea este. No, informația a apărut pe Digi Sport și nu că nu mai susține, ci că nu au propus prelungirea contractelor celor mai bune jucătoare și se gândeau să fie cu un buget mai mic și să promoveze jucătoare foarte tineri. E oarecum același lucru, dar nu spui asta unei echipe care joacă o semifinală de Cupă Europeană.
Acum să vedem. Probabil că au avut ideea aceasta, acum jucând o finală, probabil că și municipalitatea sau cine decide acolo se schimbă și trebuie această echipă care ar fi mare păcat, dar tot e posibil în România să nu fie susținută pe viitor. Mare, mare păcat. Da, uite că Vâlcea crește din nou, iarăși calificată într-o cupă europeană. Sunt lucruri importante. Ia jucătoare de la Craiova, ia două jucătoare deja de la Craiova, dar ar fi păcat, pentru că ăsta mi se pare că e un pământ foarte bun pentru sport, cel al Craiovei, zona aceea. Sigur, nu? o sală atât de minunată cu suporterii care au, cred, sunt convins că au contribuit pentru această calificare, au suporterii, pentru că la un moment dat se cam învârteau așa, teama de a greși, teama de a... tensiune mare și lipsa experienței la acest nivel. Da, să vedem. Acum, cred că fiind în finală, Craiova, nu mai spun dacă va câștiga finala, pentru că e complicat, e greu. Cristian Sanda a bătut la 6 goluri diferență după ce luase bătaia la 3 goluri meciul tur. Cum ar putea o primărie să spună de acum o să facem o echipă care să evite retrogradarea? Că la Dinamo poți să înțelegi, făcând o paralelă, că se întâmplă asta după performanța în sezonul ăsta, dar la Craiova cred că ar fi extrem de impopular, ca să nu spun neelectoral, să facă așa ceva, Radu. Aia e perfectă dreptate și de-aia, în proporție de 70%, pentru asta mă bucur, pentru că cei care susțin sunt puși oarecum cu spatele la perete și să vedem cine ia decizia ca să piardă anumite jucătoare. Îți dai seama că nesemnând sau încercând să faci altceva, cum poți să cobori tachetul, cobor foarte mult și atunci lucrurile se va fi mare păcat pentru Craiova, în primul rând, pentru că au demonstrat că susțin sportul cum nimeni altcineva. Da, și ce nebunii au făcut în jurul meciului ăsta și ce o să fie la finale. În fine, voiam să te mai întreb încă pe DigiSport 1 e meciul între Steaua și Rapid, dacă pentru tine Steaua care este? Cea din Liga 1 sau aceasta? Care joacă din Liga 4 în fața 40.000 de oameni pe Arena Națională cu Rapid. O să-ți răspund altceva. Pentru că tu ai jucat la Steaua și ai câștigat Cupa Campionilor Europeni la handbal masculin cu Steaua, pentru cei care evident nu știu, și la Național ai fost în calitate de stelist, de două ori campion mondial. Da, dar din punctul meu de vedere o altă Steaua. Să știți, Steaua sărbători niște ani de la înființarea clubului Steaua. Nici măcar acum, nici cu 5 ani în urmă și nici cu 5 ani. Deci de 15 ani sunt probabil o persoană non-grata și marea surpriză neplăcută pentru mine, pentru că eu am pus un semn care înseamnă foarte mult, să mă anunțe cineva că am o invitație la acest meci. Uh-huh. Întâmplător eram în mașină cu nepoțelele mele, care nu înțelegeau nicum, Radu, nu te duci că te invită, zic, nu mă duc, eu probabil contez la cei 30 și nu știu cât de mine de spectator. Cred că ți-am răspuns civilizat. Am înțeles. Mulțumesc, Radu Voina. Luăm o pauză și revenim să discutăm în continuare despre evenimentele acestei zile, meciul de pe Arena Națională dintre CSA Steaua și Academia Rapid, Steaua și Rapid, cum îl consideră foarte mulți, despre meciul din fața noastră, cel dintre Craiova și Iași în Liga 1, care va fi pe DigiSport 2 și poate mai avem și reacții după fabuloasa calificare a fetelor handbalului de la Craiova în finala Cupei HF. Nebunie în sportul românesc astăzi, la Arena Națională stă să înceapă meciul dintre Steaua și Rapid, CSA Steaua și Academia Rapid, dar continuatoarele în viziunea multora a acelor cluburi care au făcut istorie, peste 30.000, spre 40.000 de spectatori. Pe de altă parte, cei de pe DigiSport 2 și finalul pe DigiSport 1, cei care s-au uitat pe canalele noastre, au putut trăi un sfârșit de meci realmente de cel mai înalt nivel de tensiune și de emoție al fetelor de la Craiova, care s-au calificat în finala Cupei EHF în fața unei săli pline până la refuz din Craiova. Mulți spectatori merge către meciul de fotbal pe care îl transmitem de la 20 și 45 de minute pe DigiSport 2.
Dar suntem aici pentru a lua reacții în urma unei calificări istorice, performanțe istorice, Craiova pentru prima oară în finala unei competiții europene, pentru prima oară echipă românească în finala Cupei HF după 6 ani de zile și sperăm ca după 25 de ani să câștige o formație din țara noastră această competiție, nu mai spunem dacă ar câștiga și Liga Campionilor CSM București. Trebuie să felicităm orașul Craiova pentru ce oferă astăzi. 18 la 18 s-a terminat până la urmă meciul cu Castamonu, după ce Craiova câștigase în deplasarea din Turcia, în condițiile în care și dacă ar fi pierdut la scorul acesta la un gol, Craiova s-ar fi calificat, dar am trăit un final, au condus cu două goluri cele de la Castamonu de-a lungul acestei partide. Au fost încă o dată multe potigneli, dar până la urmă a fost această victoria unei echipe care a reușit să creeze multe surprize, de exemplu la Datoliati. Mergem la Toni Sorică pentru primele reacții după această fabuloasă calificare, chiar dacă meciul n-a fost la asemenea nivel, dar atmosfera de acolo cred că este pur și simplu un fierbere, Toni, reacții după acest meci. Da, bun găsit! Cred că ai terminat, tu, Radu, discuția acolo în platou. Este o atmosferă incredibilă aici, în polivalentă. Iată, la aproape 10 minute de la finalul partidei, suporterii sunt pe aceleași locuri și continuă atmosfera creată pe parcursul partidei. Alături de mine, consider, este jucătoarea acestei semifinale, pentru că și în manșator din Turcia, Flori Stanciu a făcut minuni în repriza a doua, atunci când Craiova era condusă la pauză, 4 goluri diferență, ea a intrat, s-a schimbat soarta partidei, iar în această seară a fost imbatabilă. Flori, felicitări! Iată o finală la care puțin sperau la începutul acestui drum. Mulțumesc mult! Mulțumesc mult! Da, e o finală muncită, mă bucur enorm, n-ai cum să nu te bucur cu așa atmosferă, mă bucur enorm că am crezut până la final, ne-am luptat și n-am cedat deloc. Ai fost de netrecut în această după-amiază, în această dublă manșă, pentru că, exact cum spuneam și în meciul tur, ai făcut minuni, dar astăzi, nu știu, te-am văzut din bară în bară, fără să le dai mari speranțe turcoi. Echipa, m-am concentrat la fiecare minge și n-am vrut un minut să cedez, pentru că îmi doresc enorm să joc finala. Mai credeați, când mai erau 5 minute, erați conduse, 2 goluri diferență, bineînțeles, trebuia să recuperați unul singur, chiar dacă pierdeați această partidă la un singur gol diferență, ținând cont că ele nu scriseseră atât de multe goluri, așa cum ați făcut-o voi în manșator. Erați calificată, dar ați egalat în ultima fază. Credeați atunci când erați conduse? N-am cedat niciodată, să am crezut mereu. Știam că e întotdeauna nevoie de un singur gol, de o singură pară, de o singură minge apărată și ca dovadă și crezi și vei câștiga. Crede și vei câștiga. Credeai atunci, în momentul în care ai revenit la Craiova după 13 ani de Islanda, că vei ajunge la această performanță? Nu, n-am crezut. N-am crezut și mă bucur enorm că n-am renunțat la handbal, mă bucur enorm că am ajuns să joc pentru orașul meu și sunt foarte fericită. Ce urmează pentru tine? Acum toată lumea se întreabă, vei continua sau nu din vară? Această performanță îți dă de gând. Da, inițial vreau să pun ghetele în cui, dar nu știu, cu Dumnezeu înainte, vom vedea ce va rezolva viitorul. În finală, Christiansen din Norvegia, o nucă foarte tare, dar dacă ne uităm la parcursul vostru, ați învins Brest aici, echipa la care va merge Bela Gulden, ați trecut de la Datoliati, poate favorita acestei competiții, ați umilit Cuban Krasnodar aici în polivalentă, știm cu toții cubanul antrenat de Evgeni Trefilov. Cum va fi cu Norvegia? Sunt convinsă că nu va fi un meci ușor. Mă voi întâlni cu peblețea mea, Catine Lunen Haraldsson. Am avut un meci când am eclipsat-o și îmi doresc și în finală să o eclipsez. Mulțumesc mult! Baftă în continuare! O lăsăm pe Flori pentru că va merge undeva în colțul terenului, acolo unde echipei a fost pregătit un tort uriaș. Vor reveni și cu alte reacții de aici, din polivalentă. Neapărat, Toni, sigur, te așteptăm pentru că vrem să mai auzim oameni de acolo, pe antrenorul Burcea, pe, sigur, dintre jucătoare, care, dintre cele care au realizat aceste extraordinare performanțe, le vedem aici pozându-se lângă ceea ce bănuim, că ne-a spus Toni, a fi un tort,
Și am văzut și dintre spectatori, unii rămâneau, erau așa împărțiți, unii voiau să mai rămână ca să savureze, evident, această calificare în final împotriva Viperilor de la Kristiansand, Vipers Kristiansand, ăsta este numele echipei norvegiene, și dorința de a merge la meciul de fotbal dintre Craiova și Poliaș, în vreme ce pe Digisport 1 aveți meciul istoric dintre Steaua și Rapid, istoric încă o dată, pentru că s-a mai întâmplat, a mai fost un meci în tur și va mai fi unul probabil în play-off sau cum se spune, în zona finală, dar pentru că se află în fața unei audiențe, se ține în fața unei audiențe fabuloase, realmente. Dar fabuloase este peste tot astăzi în sportul românesc și cumva avem toții de câștigat dincolo de rezultate, pentru că avem de câștigat această recepție a pasiunii, a ceea ce se întâmplă în tribune, în condiții în care nu vor fi incidente, o mai spun o dată, dar cum arată lucrurile peste tot? Arată bine, lucrurile sunt în regulă, arată frumos pentru ceea ce s-a întâmplat în ultima vreme în sportul românesc. Finala va fi în direct la Digisport. Și turul și returul. Și, da, putea asta e tur-retur finala da. Pe HF. Da, spre deosebire de Liga Campionilor, unde este acel Final Four. E Final Four cu semifinale într-o singură manșă și evident finala care se dispută pentru fete la Budapesta și sigur pe care o vom putea urmări în orice fel de condiții, dar sperăm cu CSM București, care încă o dată joacă mâine returul de la MES după 13 goluri în meciul tur de la București, meci fabulos, fabulos. Da, are lipit tort pe față, cred că Bogdan Burce. Haideți să mergem la Toni, să-l ascultăm. Da, Bogdan Burcea este alături de mine, un antrenor super, super fericit, umplut cu tort din cap până picioare. Felicitări, Bogdan! Da, mulțumim dumneavoastră. Le mulțumesc petelor că au avut tăria, deși n-am reușit un joc bun, au avut tăria să lupte până la sfârșit, să creadă în șansa lor și vreau ca toată lumea să înțeleagă că tot ceea ce s-a realizat până acum, nu se putea fără o echipă, înțeleg prin conducere, prin autorități, autoritățile locale, de la primar până la ultimul, ne-au sprijinit, le mulțumim din suflet, mulțumim suporterilor și Craiovei și mulțumim faptului că suntem români. Urmează finala acum, Kristiansand, ce ar mai putea fi de spus, de făcut? Să ne bucurăm astă seară și de mâine. De mâine încep gândurile vis-a-vis de această finală. Să nu uităm că avem două meciuri în campionat până la această finală, extrem de dificile, meciuri pe care trebuie să ne concentrăm, deoarece există un obiectiv și în campionat. Cel mai dulce egal putea să fie și cea mai dulce înfrângere. Corect, cu un gol i-am reușit să-i ținem sub 22 de goluri, ceea ce vroiam. Mă bucur, sunt fericit, mergem să sărbătorim. Mulțumesc, Bogdan! O să meargă afară Bogdan, preiau eu legătura, dar nu dau în studio, vedeți cum arăt și eu, am fost victima fetelor, să știți că tortul este chiar delicios. Valentina, felicitări, o victorie fantastică, o victorie până la urmă, chiar dacă a fost egal la final, dar această calificare este una de vis. Da, mulțumim. Eu mă bucur foarte mult că am reușit să ne calificăm, chiar dacă am făcut egal. Presiunea a fost mare, dar e bine că s-a terminat cu bine. Suntem fericite și mulțumim bunului Dumnezeu că suntem sănătoase. Acum trebuie să ne pregătim pentru ce urmează. Credeai, Valentina, la început de drum că se va ajunge să se dispute cu finala pe masă în această competiție? Mie îmi place întotdeauna să iau pas cu pas. Când am văzut că am început să intrăm în grupe să facem rezultate, da, am zis, de ce nu? E o șansă de care trebuie să profităm. Acum urmează finala, Kristiansand. Probabil le cunoști foarte bine, ai experiență foarte, foarte mare. Da, e o echipă cu experiență. Până la meciul cu Vipers, Kristiansand, mai avem timp să ne pregătim. Ne dorim foarte mult să pregătim meciul tur și retur foarte bine. Mulțumim, Valentina.
scurt și cu Cristina Zanfir, pentru că sunt chemate afară, este nebunie acolo, sunt peste 2500-3000 de suporteri. Cristina, ce mi-ai făcut? Am vrut să împărtășesc cu tine această fericire pentru că ai fost alături de noi, ne-ai susținut pe durata acestui joc și la celelalte și vă mulțumim din suflet tuturor care ați fost alături de noi și ne-ați purtat către această calificare în finală, către această istorie. Este momentul carierei tale? Da, da, este momentul carierei mele pentru că nu am mai jucat o finală până acum și sunt fericită că o joc aici, la Craiova, pentru că nici aici nu s-a mai jucat. Câte, nu știu, zile veți sărbători, câte zile, câte nopți veți sărbători această calificare? Nu știu cât vom sărbători, însă vom sărbători această calificare. Mulțumesc mult, Cristina Florianu. A fost Cristina Florianu. Vom încerca să mai venim și cu alte reacții, poate chiar din afara sălii. Da, evident, Toni, pentru că lucrul este important de desfășurat după ce s-a terminat meciul și sigur e un meci care se desfășoară în același timp, cum vedeți, pe DigiSport 1, cel dintre Steaua și Rapid, în prezența unui public enorm pentru un meci de Liga a 4-a, un public care arată bine până acum, arată foarte bine. Lor fi ieșit, nu lor fi ieșit scenografia așa cum și l-au propus, dar arată excelent. Pe de altă parte, vorbind un pic despre acest meci de handbal, pentru că e o performanță care trebuie povestită alături de Sandu Boc, de Cristi Zagaleniu și de Narcis Lucan. Trebuie să spunem că a fost un chin colosal. Noi l-am văzut, l-am trăit de aici. După ce Craiova câștigase la un gol în deplasare, a avut două goluri în repriza întâi, avans, după care n-a mai scris 7 minute jumătate, s-au dus la două goluri cele de la Castramonu. Iar în repriza a doua, din nou la două goluri. Pe final abia au reușit să egaleze jucătoarele de la Craiova. A fost complicat. Perioada aceea când au scăpat de două ori singur cu portarul și a dat în portar. Da. Deci asta cred. Da. Oricum, performanța este extraordinară, mai ales că în Craiova doar fotbalul este pe locul întâi și toată lumea mănâncă pe fotbal pe pâine, dar a mai fost o perioadă când în Craiova, pe lângă fotbal, era o echipă de volei feminin foarte bună. Ei, acum probabil că autoritățile și cei care au se bucură pentru această performanță pe care au făcut-o, se gândesc ca să întărească echipa, să le stimuleze pe jucătoare, să le stimuleze pe jucătoare, nu? Că merită. Da. Și publicul va fi exact ca la fotbal, va fi alături de... Mă gândesc ce va fi la finală, că se joacă tur-retur. Da, Dumasca și Pricopic, Precătre Vâlcea, dar evident că sunt obligați cei de la Craiova să investească mai departe. Vedem ce se întâmplă în Arci și la Steaua cu Rapid. Era normal, pentru că vedem și în alte campionate la asemenea meciuri așa ceva. Nu e, dar nu e în regulă perfect. Asta este scenografia celor de la Steaua. Era să zic FCSB. Bine că m-am umplit la timp. Asta este, da. Că noi trebuie să ne controlăm. Aberația asta colosală. Există două entități care se revendică amândouă de la aceeași origine, aceeași sursă și care se numesc diferit. Ce spui de scenografia asta? E impresionant. Mă așteptam, în ultimii ani am văzut doar pe Dinamo că s-a ocupat cu astfel de lucruri frumoase de altfel pentru fotbal.